Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii Orașul meu. Invitatul meu din această seară este unul dintre preferații mei, cum am mai spus-o de fiecare dată. Am onoarea să-l am alături pe reputatul domn doctor Aurel Nechita, profesor universitar doctor și președintele Colegiului Medicilor. Bine ați revenit alături de noi pentru întâlnirea săptămânală, domnule. Bine doctor. V-am regăsit și cred că am devenit reputat datorită serialelor pe care le facem de câteva săptămâni. Nu, în niciun caz nu vi se datorează, nu se datorează acest lucru apariției la TV. Erați foarte bine cunoscut în Galați și în România dinainte, cu mult înainte. Cine nu are nevoie de medici, mai ales acum? Corect. Să vedem cum stăm săptămâna aceasta, pentru că au apărut foarte multe lucruri în discuție, în zona opiniei publice. Avem mai întâi o afirmație extrem de controversată a Organizației Mondiale a Sănătății, care spune că în Suedia a fost cel mai bun model pentru prevenirea coronavirus. Suedia ne impune niciun fel de măsuri restrictive, gen izolare, carantină, stat în casă sau închiderea unor locuri de joacă. Ce înțelegem în urma acestei afirmații? Pentru că OMS ne-a obișnuit să dea, nu știu, să facă afirmații controversate și puțin contradictorii. Stau și eu și mă întreb a cui politică o face OMS, cum spunem noi medicii, OMS, Organizația Mondială a Sănătății. Dacă m-aș lua după Trump, politică chinezească. Dacă m-aș lua după Uniunea Europeană, face politica Suediei. Un lucru este cert și aici aș veni cu un alt argument în sensul celor probleme pe care s-a ridicat-o. OMS-ul a stabilit că e bine să facem testări numai dacă suntem simptomatici. Și am preluat-o și noi. Noi înjurăm pe ăștia de la București că nu facem testări și nu facem testări. Nu fac nici americani, nu fac nici francezi, nu fac nici englezii. Este o directivă OMS. Și atunci, încă o dată vă spun, cum să-i rog eu pe colegii mei, medici, asistente, toți cei care sunt la patul bolnavului, îi spuneți viața în pericol, poți să te infectezi oricând, indiferent de costumația care în sfârșit a venit și aia, dar nu era de la început. Du-te acasă, că nu știi, ai copii, ai familie și nu știi ce le mai dai în afară de mâncare, poate le mai dai și un coronavirus. Și dacă ești contact cu unul, te trimite acasă 2 săptămâni cu familia, dar, atenție, nu-ți dă dreptul să te testezi. Ori ar fi obligația oricărui spital să testeze. De aceea eu am făcut acea campanie de testare, fac acum campanie de retestare cu un nou aparat care l-am de testarea anticorpilor și chiar ajut și alt spital. Asta vreau să ajung aici. Ajutați alt spital. Noi ajutăm și alt spital. De ce? Pentru că spitalul județean este supraaglomerat. Ei, practic, prin PCR-ul care îl au, monitorizează tot județul Galați. Chestiunea că a venit unul în spital de contagios în PCR, dar încă nu e în funcțiune, că a venit jumătate și așteaptă jumătate, că a venit unul la TBC, dar abia învață să lucreze, să intre cu el, că va veni unul și la Târgu Bujor, că va mai veni la spital de copii, vine săptămâna viitoare. Ei, deocamdată este județean în top, dar unicul. E cel mai tare din parcare, că este singurul. În atar condiții, normal că județeanul nu poate să ajute toate spitalele să facă testări, pentru că trebuie să facă testări de la cei simptomatici, oameni de rând, oameni care s-au îmbolnăvit și așa mai departe. Și atunci, noi având această posibilitate de a testa anticorpii, lucru foarte sensibil, mai ales pentru cei asimptomatici, pentru că asimptomaticii de multe ori au PCR-ul negativ și se plimbă printre alții și sunt contagioși. Și atunci acest sistem al nostru de a detecta anticorpii, IgM și IgG, poate depista asimptomatici și putem izola. Și atunci am venit în ajutorul spitalului CFR, care știți că este spitalul COVID, da. Și cu comorbidități și cu alte afecțiuni. Și acolo toată lumea este expusă și mai avem și noi 5 asistente detașate acolo. Spitalul de copii a mai dat încă 10 asistente și primiere la spitalul de contagioase. Deci dacă noi încă nu avem, spitalul de copii este un spital ca spitalul județean pentru urgențe COVID. Deci toți copiii între 0 și 18 ani, dacă sunt de intubat, ventilat, vin la spitalul de copii. Din fericire, n-am avut încă cazul la copii. V-am explicat într-o emisiune anterioară că sigur, sunt asimptomatici în primul rând
și sunt vehiculatori de virus. De aceea, dacă deschidem școlile acum, copiii nu au o problemă. Dar se pot întoarce acasă la tătici și la bunici cu un virus. Și pentru ceilalți există o problemă. Trecem de la una la alta și s-a vehiculat numele unui medicament antiviral Remdesivir. Aș vrea să-mi spuneți ce știți despre acest medicament și de ce nu a fost el până acum niciodată omologat, deși combate eficient și Ebola și SARS și MERS. De ce? Pentru că toate aceste medicamente antiretrovirale se cheamă, au fost folosite în diferite afecțiuni virale, afecțiuni apărute, să spunem, de mai noi, cum este HIV, cum este Ebola, cum a fost și virusul gripei aviare și porcine și cum este acum și coronavirusul. El este folosit și în tratamentul hepatitelor, la fel tot medicații, sunt mai multe tipuri de antiretrovirale. Și pentru că nu avem vaccin, care ar fi cel mai ideal, să vaccinezi populația, să previi boala, da? Să imunizezi populația, atunci căutăm în disperare medicații care să ucidă un virus, deci un medicament antiretroviral. S-a constatat că s-au încercat mai multe de-a lungul timpului, ultimilor luni, au intrat cel puțin 5 sau 6 medicamente antiretrovirale, dar acesta ultimul, produs de firme americane, se pare că a dat rezultate mai bune în diferite țări, inclusiv în Europa, dar mai ales în Statele Unite. Și mai puțin în China, care se laudă că are alte medicamente pe care le folosește. La ei nu se poate verifica această statistică. N-ai cum să verifici în China realitatea care există. Este un alt regim, este o altă optică. Acolo nu sunt niște televiziuni la care se dezbate lucrurile acestea. Specialistul numărul 1, domnul Străin Cercel, vorbește despre faptul că ar mai fi necesare încă 6 săptămâni de izolare pentru ca pericolul să treacă. Vă spun sincer, ca medic, nu sunt infecționist, sunt pediatru, dar patologia pediatrică în 80% din cazuri este infecțioasă. Toate afecțiunile bacteriene virale la copii le tratează pediatri, nu infecționiști. Și în atar condiții ne-am lovit și noi de infecții virale și în fiecare iarnă avem gripa noastră eco, indigenă, da? Și de fiecare dată spitalul de copii se umple, când spun că se umple, ajung să se așeze doi în pat în anumite sezoane de iarnă. Acum, de fiecare dată trebuie să tratăm toată cazuistica. De aceea avem o anumită experiență. Nu avem experiență cu antiretrovirale, pentru că de obicei hipsida se tratează la infecțioase, Ebola tot la fel și acest coronavirus tot la spitalele de boli infecțioase. Dar să nu uităm un lucru. Multe țări au folosit, nu unul, chiar o combinație de 2-3 antiretrovirale. Timișoara, de exemplu, i-am auzit, da. Iașul la fel, câte 2. Și au obținut rezultate. Dar un lucru este foarte cert. Dacă respectiv are comorbidități, poți să folosești orice antiretroviral, că nu mai rezolvi nimic. Deci, încă o dată, mă uitam la decese și revin la acest subiect. L-am auzit și am dat și o declarație a lui Trump, care da. Și el își spunea problema cât s-au murit. Și un medic destul de ilustru de la o mare universitate din Germania a făcut și el următoarea afirmație, o citeam ieri, pentru că îmi dădea și mie dreptate la suspiciunea pe care o am de luni de zile. Câți au murit într-adevăr de coronavirus? Corect. În momentul în care citesc statistica zilnic, au mai murit 5 și mă uit pe știri, pe surse, pe alte surse și văd cancer, metastaze, comorbiditățile, insuficiență renală, terminată, acidoză, tot absolut, diabet, insuficiență cardiacă, tot absolut. Și obezitate morbidă. Medicul german spunea așa, că dumneavoastră, acești oameni oricum decedau, mai devreme sau mai târziu. Această viroză n-a făcut decât să precipite puțin. Dar atâta timp cât peste 80% din cei care decedează au și alte boli, îmi pun problema totuși că cifra care e la noi acum de 600, nu știu cât, aproape 700, da. Dacă n-a și depășit-o, real,
Câți au fost din aceștia oameni sănătoși care au murit numai de această, de acest COVID? În sprijinul întrebării dumneavoastră, profesorul dr. Vasile Stărăstoaie, pentru că am citit afirmația pe care o făcea dumnealui, spunea este inutilă această discriminare care se face pe bază de vârstă. Persoanele peste 65 de ani să stea în casă, ar trebui să se spună care sunt comorbiditățile care ar trebui să fie carantinate și în rest oamenii să fie lăsați în pașă. Pentru că nu este eficient să-i ții pe toți în casă. Bine, sunt și specialiști americani care spun este pentru prima oară când carantinăm oameni sănătoși. Și încă ceva, se carantinează zone unde nu există virus. De ce-i carantinez? Da. Pentru că totuși virusul nu zboară prin aer kilometri întregi și ajunge la în alte zone. Vă pun o întrebare retorică, că nu eu pun întrebări în emisiunea asta, dumneavoastră le puneți. Cei mai buni prieteni ai gălățienilor sunt brăileni, nu? Da. De ce cei de peste Siret au numai 23 de cazuri? Și noi 300, aproape 400. De ce ei n-au niciun mort și noi avem? Este o cifră realistă. Este o cifră care nu poate ridica niciun fel de suspiciuni. De asta mi-a fost frică că mă întrebați. Deci nu știu exact ce păstări de testare are Brăila. Nu știu exact dacă are vreun aparat. Oricum nu are capacitatea galață nici pe departe. Dar încă o dată, nici morți. Și cel care decedează, legea îl obligă să-i facă și pentru COVID. Deci, totuși, e o problemă. E adevărat, o să spuneți, am avut un cămin de bătrân, sau încă mai este, care ne-a dat 2/3 din decese și ne-a dat un sfert din total infecție. Sau 3 chiar. Dar avem și o proximitate care vorbește de la sine între Galați și Brăila. Și despre circulația oamenilor putem de asemenea să aducem oricând vorba. Nu știu cât mai circulă acum pe dig în condițiile actuale de restricții de circulație. Cum economia este blocată, s-ar putea și nici circulația să nu fie grozavă. Dar noi am avut acest focar, cum a avut Suceava, Spitalul Județean, am avut căminul acesta de bătrân, care, într-adevăr, mi-a dat foarte mult și, bineînțeles, cei veniți de afară. Avem și noi. Aș vrea doar să punctăm, într-adevăr, persoanele peste 65 de ani trebuie să rămână toate în casă sau sunt obligatoriu, ca să reformulez, sunt obligatoriu oameni care au comorbidități dacă au peste 65 de ani? Nici vorba. Eu am copii cu insuficiență renală și cu dializă. Wow. Da? Șocant, ce Spitalul de copii este singurul centru de dializă pentru copii din estul, sud-estul României și Constanța vine la noi. Da? Deci, 8 județe de jur împrejur își trimit copiii la noi. Avem, mi se pare, 8, 9, 10, 12, nu mai știu exact cât sunt acum, la cele 6 dializoare pe care le avem în Spitalul de copii. Înțeles că ei sunt expuși. Avem copii cu cancer, avem copii cu leucemii, avem copii cu metastaze. Avem copii cu boli pulmonare cronice, astmatici, de compensații, insuficiențe respiratorii, cu hepatite urâte, avem copii cu ciroză. Deci, boala nu ține cont neapărat de vârstă. E adevărat că la o anumită vârstă ești mai sensibil, mai expus, într-adevăr, că imunitatea cu vârsta începe să diminuie. Dar în același timp, nu uitați că pot să am și un om de 70 de ani, clar la minte, absolut clar, care nu are niciun fel de afecțiune și care este un om normal. Pe care îl ținem degeaba în casă. Eu le spun așa, ăștia nu și-au trăit viața. N-au mâncat și n-au băut și nu s-au distrat prea mult. Și sunt sănătoși. De ce să-i țin eu în casă dacă ei sunt buni de muncă, sunt oameni sănătoși? Pentru că pe buletin scrie 65 de ani. M-am uitat și din decedații de la căminul ăsta și la ora actuală au, mi se pare, 12 sau 14 decedați. Nu, pardon, au 22 sau 24 din 30 de decedați. Foarte mulți cu demență senilă. Ei, acest om nu poate să iasă pe stradă. Da. Deci, afecțiune, într-adevăr, care la o anumită vârstă. După cum am văzut un om cu demență la 50 de ani și tatăl meu a murit la 90 de ani cu o comite extrem de clară. Chiar mă enerva că își cumpăra cuvinte crucișate pentru avansați și că nu numerea câte un cuvânt, mă întreba pe mine, pe care nici eu nu-l știam. Deci nu contează, poți să fii, nu contează că trăiești în viață, contează dacă ești lucid până în momentul în care pleci din această viață. O afirmație controversată a președintelui Trump se referă la injectarea de dezinfectant și a venit medicul Adina Alberts din România și a vorbit despre faptul că da, se poate așa ceva dacă vorbim despre albastru de metil care poate funcționa ca un antibiotic foarte bun.
Da, pastul de metil, mai ales în pediatrie, noi îl folosim la cei mici ca să bagionăm gâtul când are gâtul roșu, cum se cheamă, și vezicule și pe limbă și nu știu ce. Este, într-adevăr, un antiseptic foarte bun, un antimicrobian, cred că are și proprietăți antivirale. Dar apropo de întrebările controversate al lui Trump, da, puteți să îmi puneți vreo afirmație necontroversată a domnului Trump? E o întrebare foarte bună. Vă calificați pentru jobul de moderator. Da, exact. Da. El are întotdeauna când iese foarte conflictual și, într-adevăr, se pare că are și succes. Mi-ați povestit niște lucruri absolut încântătoare legate de faptul că astăzi este 1 mai și când am programat această emisiune, mi-ați povestit o întâmplare absolut superbă, cu ocazia care am râs așa, de câteva zeci de ore tot râd. Aș vrea să le spun și telespectatorilor noștri. Da, astăzi este 1 mai, da, este ziua muncii. Paradoxal, nu știu de ce se cheamă ziua muncii când ești liber să nu muncești. Este ziua grătarelor, este ziua mititeilor, este ziua de ieșire, gărboavele erau pline, parcurile, tot. Da, nu seamănă nimic cu atmosfera din Chicago de la 1886. O anumită categorie de cod național, o anumită etnie, umpleau cimitirele cu grătare, deși cred că, într-adevăr, și la decedații lor le mirosea bine faptul că făceau. Eu am văzut la eternitatea grătare făcute de în perioada aceasta, de Paști și de Anul Nou. Într-adevăr, cu ani în urmă eram elev la liceul Vasile Alexandri, colegiul de astăzi, și eram în ultimul an, eram în prima promoție de 12 ani, eram numai băieți. Fetele erau la liceul 3 la Cuza. Și se chema, noi îi spuneam Bastilia, acestui liceu. Într-adevăr, era un regim de cazarmă, nici nu puteai să ții 1200 de băieți la pubertate, vă dați seama ce era în capul lor. Și înainte de 1 mai, cu vreo săptămână sau două, ne aștepta și admiterea la facultate, era înainte de Revoluție. Dacă nu luam admiterea, plecam în armată un an și 6 luni, deci un an și jumătate. Era o crimă. Și armata era obligatorie, nu era ca acum mercenarii. Și am niște colegi de-ai mei, au rămas cam o jumătate de clasă, au rămas în clasă și jucau zarul. Babaroase se chemau, pe 50 de bani, că ce bani aveam noi. I-a prins directorul de atunci al liceului și i-a lăsat așa, ori vă radeți în cap, ori vă spun la dirigintă, care era destul de severă și era în stare să ne pună 4 la purtare și să ne lasă repetenți în ultimul an de liceu. Bineînțeles, copiii de frică, colegii s-au dus și s-au ras în cap. Eu și cu un alt coleg de la altă clasă, fără să fiu acolo, ne-am gândit noi că dacă ne mai plimbăm pe domnească, știți că erau cărduri întregi, nu puteai să avansezi, mai mergeai la un ceai dansant, mai nu știu ce, și ne aștepta ori facultatea, ori armata, ne-am hotărât amândoi, fără să știm ce se întâmplă la liceu, să ne radim în cap. Și ne ducem în... Era o frizerie la Mazepa și... Ca frizerul, să vă eliberați de tentații, da? Exact, și de podoaba capilară. Și frizerul, unul bătrân, așa, pe albă, ne spune, băi, copii, eu vă rad, dar să nu încerc să vă lipesc la loc dacă voi... Bineînțeles că am insistat, ne-a ras așa. Celălalt era în altă clasă. Eu dimineața am intrat cu inima cât un purice în clasă, se vede ce râd golanii ăștia de colegi, o să spună, vine lumina de la răsărit, cum se spunea la vremea respectivă. Și când mă uit în clasă, să mor. Jumătate erau lampioane toți. Era sala luminată a giorno și de clasă. Și am aflat și eu ce s-a întâmplat. Bine, diriginta, directorul nu s-a ținut de cuvânt, n-a fost fair play. Și a început să țipe la noi și ne-a făcut albe de porci cât un sfert de oră. Eu am încercat să-i explic că eu nu eram acolo, m-am zis la cancelare, directorul a recunoscut că nu eram, mi-a mai tras un perdeap de sfert de oră, deci am lăsat-o să mă facă praf, am încasat dublu, deci, și după două săptămâni a venit 1 mai. Trebuia să defilăm, se defila de 1 mai, era tribuna cu spatele pe Domnească, cu spatele la Bulevardul Brăilei și cu fața la Hotelul Galați. Și când am ajuns în fața tribunei, la LBA erau 3 rânduri a 8 elevi, ca așa erau, era și în cap. Și mă uit în tribună și unul dintre cei din tribună întreabă pe vecinul, defilează și penitenciarul? Dar tot rău a fost spre bine, pentru că din clasa aceea făcea mai bună din liceu și am intrat la facultate 28 din 33. Deci se pare că și Tunsu ne-a luminat mintea și capul și am reușit la facultate.
Mi se pare absolut fermecătoare să această istorie. Să nu faceți propagandă așa ca cei care sunt acum în clasa 12 să rămână în cap cu bolintele la facultate. Totuși trebuie să înveți. Oricum nu au cum să intre într-o colectivitate în care să se admire reciproc și se duce din farme cu situații. Vă pot spune acum în premieră pe țară că toate universitățile de medicină din țară cu care noi realiem vor susține admiterea pe 26 iulie. Este într-o duminică și Galațiul la fel. Și o să vă explic și de ce. Când am pornit facultatea cu ani în urmă, am dat admiterea înainte sau după câteva zile. Veneau copii care dădeau și la noi, și la București, și la Iași, și primii 10-20 ei mei buni, după aceea plecau, reușit la noi, plecau la București și la Iași. Dând în acea zi, n-are altă opțiune. Vrei Galațiul? Bine. Nu vrei Galațiul? Du-te unde vrei. De aceea și noi vom da pe 26 iulie admiterea la medicină. Ceea ce pot să vă mai spun este că sper din toată inima că vom putea să dăm admiterea după sistemul vechi, adică cu teste grile în față, pentru că e foarte greu să asiguri corectitudinea online. Se poate, măcar teoretic, să se poată asigura corectitudine dacă este un sistem online? Nu cred, pentru că vă dau un singur exemplu. Respectiv este undeva acasă, da, sau unde este, și să-și cu profesorul lui de biologie sau de chimie. Da. Și e lângă el, da? Și poate se rezolve lângă el toate testele grile respective, da? Este un moment în care medicina, sigur, va fi foarte căutată. Și vreau să vă întreb dacă toți cei care vor veni la medicină sunt niște chemați. Și nu vreau să folosesc cuvântul eșuați, dar la asta mă gândesc. M-am gândit la o expresie, mult veniți, puțin chemați. Nu, într-adevăr, de fapt, noi avem cam 3, 4, 5 pe un loc la medicină. La farmacie avem cam 2-3 pe loc, la stomatologie tot 4-5 pe un loc, la asistență medicală avem în jur de 3-4-5 pe un loc, mai puțin la moașă, că într-adevăr e o meserie cu o anumită destinație mai limitată. Tehnica dentară, care a început de anul trecut, iarăși este un lucru, sper să fie căutat, pentru că toate școlile de tehnică dentară care erau la școlile post-liceale s-au desființat din motive economice, pentru că stomatologia înseamnă gaze, înseamnă materiale consumabile și costă foarte mult. Și atunci, între Iași, Constanța și București, numai noi am rămas și cu tehnica dentară. Care e o meserie căutată. Dentistul băia măsură, băia amprenta, dar cel care o toarnă și o realizează este tehnicianul dentar. Corect. Se redeschid cabinetele stomatologice. Mi se pare normal și trebuia să fie deschise mai demult. Adică există și urgențe stomatologice. Ele, de fapt, au și funcționat la Spitalul Județean. Sperăm să facem și urgențe la copiii stomatologice când terminăm nouă UPU. Și eu sper să se deschidă și frizeriile. Suntem mulți care așteptăm lucrurile acestea. Nu am chiar talentul domnului președinte Iohannis să mă tund acasă, cum a declarat domnia sa. Nu știu unde, la Sibiu sau la Cotroceni a fost casă. Da, într-adevăr, e bine să ne adresăm și întrebarea aceasta. Domnule doctor, vă rog, toată lumea asta așteaptă mesajul dumneavoastră, acela plin de încurajare, acela pozitiv de final de emisiune. Oameni buni, ați suferit mult, ați stat în casă, a venit primăvara și asta este o crimă să stai în casă, au fost sărbătorile pascale și ați stat în casă, mai este puțin. Eu sunt convins că după 15 mai și România, ca și celelalte țări europene, își vor deschide, nu total, dar treptat își vor deschide liber porțile și străzile vor fi reocupate de oameni și de asemenea vom putea circula nu numai între anumite ore și măcar să scăpăm de acele minunate declarații pe proprie răspundere. Se încheie încă o emisiune absolut încântătoare, o întâlnire încântătoare cu dumneavoastră, domnule doctor. Vă mulțumesc că ne faceți onoarea de a veni săptămânal alături de noi pentru a vă adresa gălățenilor, pentru a încuraja, pentru a transmite. Știți când va fi cea mai încântătoare pozitivă emisiune? Vă rog. Atunci când se va ridica restricțiile. Dumneavoastră vreți să nu mai veniți.
Nu. Să vă vorbesc despre istoria infecției coronavirus. Să schimbăm subiectul, da? Că bate pasul pe loc pe coronavirus. Vă promit că găsim și alte subiecte pe linie medicală foarte frumoase. N-am niciun fel de îndoială. Și dacă nu e pe linie medicală, mai venim cu ceva de gen 1 mai, cu părul, fără. Dacă v-aș spune... ce frumos a fost în liceu Vasile Alexandri la vremea respectivă, cred că ați face încă o dată liceu. E o provocare asta. Trebuie să vă ascult cu respectivele amintiri. Vă mulțumesc încă o dată, domnule doctor, iar dumneavoastră, domnilor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!